Ministrul Sănătății Alexandru Rafila este audiat în Comisia Parlamentară de Anchetă în legătură cu achizițiile publice din timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat mai exact acolo aflăm de la colega mea, Xenia Cruitoru. A urmărit declarațiile făcute de ministrul Alexandru Rafila. Xenia, te ascultăm. Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. În urmă cu foarte puțin timp, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a plecat de la Comisia Specială privind achizițiile din perioada pandemiei, iar declarațiile pe care acesta le-a făcut au făcut referire atât la achiziția de vaccinuri, cât și la achizițiile pe care foștii miniștri ai sănătății dinaintea sa le-au făcut în perioada pandemiei SARS-CoV-2. Spunea ministrul Sănătății că se negociază în acest moment cu Comisia Europeană și că în ultimele 3 săptămâni au fost negocieri pentru ca acele achiziții de vaccinuri despre care spunea Comisia Europeană că ar trebui să fie achiziționate de toate statele membre UE, România să nu le mai facă, dar nici celelalte țări din Uniunea Europeană. Prin urmare, în acest moment sunt suficiente doze de vaccin în depozite și nu ar mai fi nevoie de alte doze de vaccin în plus. Spunea ministrul Sănătății, pe de altă parte, că inclusiv miniștrii dinaintea sa, făcând referire aici la Vlad Voiculescu, dar și la Ioana Mihăilă, ar trebui audiați în această comisie de anchetă pentru a da explicații cu privire la memorandumurile pe care aceștia le-au semnat în perioada pandemiei privind achiziția de vaccinuri, dar și achiziția de medicamente antivirale care s-a făcut în acea perioadă. Mai spunea Alexandru Rafila și faptul că în acest moment Ministerul Sănătății face achiziții pentru instituțiile spitalicești, echipamente pentru spitale, dar și medicamente antivirale și că nu ar mai fi nevoie în prezent de achiziția de vaccinuri în acest moment.